Dacă ți-ai dorit măcar o dată să achiziționezi o piesă dintr-o colecție de bijuterii argint, cu siguranță ai întâlnit pe bijuterii expresia 925, dar te-ai întrebat vreodată ce reprezintă acel lucru? Ce este argintul 925? Ca să descoperim ce reprezintă simbolul 925, trebuie să înțelegem procesul de fabricare a unei piese dintr-o colecție de bijuterii argint. Argintul în starea sa naturală, 99,9% puritate, este un metal moale și nu poate fi folosit în procesul de creare a unei bijuterii decât în amestec cu alte aliaje metaliși. Așadar, o bijuterie este de fapt un amestec de 92,5% argint pur și 7,5% de alte aliaje metaliși, de exemplu, cupru, nichel sau zinc. De aici vine și denumirea de argint 925, cifra însemnând puritatea argintului din bijuterie. Pentru a fi identificat, este folosită cifra 925, care reprezintă un semn distinctiv și este ștampilată într-o parte ascunsă a bijuteriilor. Dacă vom găsi următoarele semne distinctive ștampilate pe bijuterii precum ster, STG, SS sau sterling silver, nu trebuie să ne îngrijorăm deoarece este aceeași compoziție metalică a argintului 925. Argint 925 sau tinichea. Acea cifră uneori poate fi falsificată. Vă vom prezenta acum alte metode pentru a detecta metalele comune. Sunt atrase de magneți. Sunt foarte ieftine. Dacă ștergi bijuteria cu o cârpă albă nu lasă urme negre. Dacă aplici acid azotic pe bijuterie de argint apare o culoare crem, iar dacă este falsă ea devine verde. Folosește ținasul. Argintul 925 nu are miros. Bijuteriile din argint 925 vin întotdeauna cu un certificat de autenticitate atașat. De unde vine argintul? Argintul este extras din aproximativ 60 de țări din întreaga lume, Mexic fiind pe primul loc, urmat de Peru, China, Australia și Rusia. El este de obicei extras ca produs secundar al cuprului, aurului, zincului sau plumbului, și este unul dintre cele mai ușoare metale de obținut. Cât de rar este! Oare se va termina vreodată? Livrările globale de argint s-au diminuat treptat de-a lungul anilor, numeroși oameni de știință prognozând că metalul prețios ar putea să se termine nu după mult timp după acest secol. Cu toate acestea, argintul se va epuiza numai dacă cererea continuă să crească într-un ritm rapid și numai dacă nu se găsesc resurse noi. De ce argintul este atât de popular ca un metal pentru bijuterii? Ce alternative există? În afară de calitățile estetice pe care le vedem și prin faptul că își păstrează frumusețean de zile, argintul are de asemenea o varietate de proprietăți fizice care îl face potrivit pentru bijuterii. Fiind foarte maleabil, el este ușor de prelucrat în diferite forme, ceea ce este perfect pentru a face diferite accesorii precum inele, brățări, coliere și cercei argint 925. Este, de asemenea, mai puțin reactiv decât alte materiale, și are un luciu de suprafață ridicat care rezistă oxidării, ceea ce înseamnă că nu va rugini. Argintul poate fi modificat pentru a obține o varietate de efecte dorite, precum lustruit, mat, periat, satin și multe altele. Fierul, nichelul, cuprul și titanul sunt metale care tind să se corodeze cu ușurință atunci când reacționează cu atmosfera și, prin urmare, nu sunt cele mai potrivite metale pentru bijuterii. Cele mai multe bijuterii de înaltă calitate sunt realizate cu metale prețioase care sunt rezistente la coroziune, au un luciu mai mare și dețin o valoare mai mare, precum aurul, argintul și platina. Convinge-te singur de calitatea bijuteriilor din argint 925. Intră pe Constantin Silver, Rosia alege ți bijuteriile care te reprezintă, care te reprezintă.